Reprezentanții Departamentului Social al Arhiepiscopiei Sibiului i-au vizitat miercurea aceasta pe copiii din Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu. Consilierul social împreună cu preotul spitalului a oficiat o slujbă de binecuvântare și le-a oferit daruri celor internați în acest spital. Activitatea de astăzi face parte din cadrul proiectului Bolnav am fost și m cercetat. Acest proiect se adresează persoanelor bolnave, internate în instituțiile sanitare din Sibiu. Astăzi ne-am aflat la bolnavii de pe secția pediatrie din cadrul spitalului de psiatrie din Sibiu. Le-am adus binecuvântarea părintului mitropolit dr. Laurențiu. Prezența preoților în mijlocul bolnavilor este întotdeauna de mare ajutor. Este onoare, mai ales că a fost ziua copilului și fiecare copilaș s-a bucurat de fiecare dar și mulțumim Daruri din partea Arhiepiscopiei Sibiului au primit și pacienții din secția cronici a Spitalului de Psihiatrie din Sibiu.